Ietă, cercei, brățări, inele, nu vor face parte din mireasa mea, vor rămâne pe pământ. Să spunem la copii, la nepoții noștri, la frați, la surori, ca să audă toți. După aceea, vă zic, domnul așa, voi lua trei cuvinte din Biblie și vă spune trei cupe. Pentru România, ciumă, război și cutremur. În timpul războiului, care va ținea mai mult, voi lua mireasa mea. În timpul războiului, vermii se vor vinde la kilogram. Va fi foamete, pentru o bucată de pâine se vor bate și se vor omorâ. Se vor vinde frați între ei. Nu ai milă de noi. Apoi au zis despre America, în timpul războiului, întâi pentru România, au zis domnul așa, trei județe din România vor fi rase de pe fața pământului. Gorjul, Oltu și Prahova. Se va auzi o bubuitură puternică, un tunet și atunci ne vom da seama. Așa, asta va fi semnalul. Și eu zic, domnul, așa că America va fi rasă de pe fața pământului, spulberată. Jumate va fi acoperită cu apă, jumate cu foc. Cei care vor să înțeleagă și să asculte, să plece, pentru că granițele se vor închide și nu vor mai putea să plece de nicio țară. Peste tot se vor închide granițele. Și acest război va ține mai mult. De aceea trebuie să fim gata și în timpul ăsta, că și-am mireasa, noi trebuie să fim gata în orice clipă. Domnul să ne ajute, să ne ajute, să ne merim, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.